Bună ziua și bun venit la o nouă lecție de geografie. Astăzi vom discuta despre Codișul Dobrogei. Pe o hartă asemănătoare cele pe care o veți primi la examenul scris de bacalaureat la geografie, vedeți cu roșu Codișul Dobrogei. Limitele și vecinii. Este situat în sud-estul țării, între Dunăre la vest și nord, respectiv Marea Neagră la est. La sud el are ca limită granița cu Bulgaria, dar practic el se continuă și în Bulgaria. Haideți să vedem cum s-a format, ce roci are și ce altitudini. Este cea mai veche unitate de relief din țara noastră, centrul și nordul Codișului Dobrogei, fiind de altfel cele mai vechi, mult mai vechi decât partea sudică. Este alcătuit din roci variate și cu vechime diferite. În centru se găsesc și sturverzi, care sunt cele mai vechi de pe teritoriul României. La nord se găsesc granite, calcare și gresii, mai noi decât șisturile verzi. În sud, la suprafață, există lăs, care acoperă calcare de vârstă recentă. Cea mai mare parte a regiunii este un podiș neted cu altitudini de 50-300 metri. Doar în nord, unde înălțimi sunt mai mari, existând dealuri și creste cu versanți abrupți. Caracteristici. Climatul este secetos, cu veri fierbinți, dar pe litoral, deci în apropierea mării, prezența aerului umed și răcoros venind dinspre mare atenuează temperaturile ridicate din lunile de vară. Râurile sunt scurte și se varsă în Dunăre sau în diferite lacuri și cele mai multe seacă pe timp de vară. Lacurile cele mai mari sunt Razim, Sinoie și Techirghiol. Vegetația naturală de păduri, silvostepă și stepă a fost înlocuită cu diverse culturi agricole, Dobrogea reprezentând o importantă regiune agricolă cunoscută pentru cereale, vițe de vie și livezi. Așezările se află concentrate în lungul Dunării, pe litoral și în preajma căilor de comunicații. Diviziuni. Podișul Dobrogei de Sud cu galben pe hartă și masivul sau Podișul Dobrogei de Nord cu roșu pe hartă. Podișul Dobrogei de Sud. Da? Pe această hartă este caroiat cu linii verticale. Cuprinde jumătatea sudică a Dobrogei cu un relief format din platouri întinse la 50-200 de metri altitudine, care se termină spre mare și Dunăre prin versanți povărniți. Văile sunt adânci, dar se lărgesc mult către vărsare, unde există adesea lacuri. Reprezintă o regiune agricolă importantă. În partea de nord întâlnim canalul Dunăre-Marea Neagră, trasat pe Valea Carasului, care este folosit tot mai intens pentru transportul de mărfuri, materii prime, dar și pentru irigații. Acesta este canalul Dunăre-Marea Neagră. Pe litoral se află Constanța, cel mai important oraș dobrogean, centru istoric, cultural, industrial și principalul port al României. De-a lungul canalului Dunăre-Marea Neagră se găsesc localitățile, sau mai bine spus orașele, Cernavodă și Megidia. În cadrul acestui podiș se disting mai multe subdiviziuni, și anume Podișul Oltinei, Podișul Negru-Vodă, Podișul Megidiei și Podișul Mangaliei. Masivul sau Podișul Dobrogei de Nord se desfășoară în partea central-nordică a Dobrogei. La suprafață are roci vechi, unele de pildă granitele și calcarele, fiind folosite ca materiale de construcție. Relieful este mai înalt, cu altitudinea medie de 250 de metri,
cea mai mare fiind 467 de metri în vârful Suțuiatu, pe culmea Greci, în munții Măcin, și alcătuit din platouri netede în sud, dealuri și depresiuni în nord. Pe culmile înalte din nord-vest există păduri de stejar și de tei, iar în cea mai mare parte a regiunii sunt culturi agricole și pășuni pentru animale. Aici se află munții Măcin și vârful Suțuia. Se împarte în munții Măcin în nord-vest, alcătuiți din granite exploatate în cariere, reprezintă un fragment din lanțul munților Hercici, care se întindea din vestul Europei și până în peninsula Crimeea. Au înălțimile cele mai mari și culmi cu versanți în pantă mare. Podișul Niculițel, numărul 2 pe hartă și de culoare verde, cu altitudine de 250-300 de metri, având forma unor platouri, dealurile Tulcei, cu numărul 4 pe hartă și un verde o de rață, constând într-o înșiruire de vârfuri și de culmi rotunjite, abrupte, spre Dunăre și line spre sud și est. Podișul Babadag, care se află în zona centrală a masivului Dobrogei de Nord, întinzându-se de la Dunăre și până la lacul Razin. Apoi, depresiunea Nalbant, cu numărul 3 pe hartă. O regiune mai joasă, între dealuri, străbătute de râurile Taița și Telița, care se varsă în lacul Babadag, în apropierea localității Babadag. Podișul Casimcea, cea mai mare subdiviziune, desfășurat în jumătatea sudică, în zona cu șisturi verzi, străbătut de râul Casimcea, cu același nume. Sper că v-a plăcut această lecție și că vă va ajuta în pregătirea pentru BAC, de asemenea ea va fi foarte utilă și elevilor de clasa 8-a. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările dacă nu ați făcut-o deja, pentru că astfel veți primi vești referitoare la cele mai noi materiale publicate de mine. Vă mulțumesc de asemenea tuturor celor care îmi distribuiți și publicați materialele zi de zi, mă ajutați ca astfel să le duc mai aproape de elevii din toată țara și nu numai, am văzut că deja și în Republica Moldova aceste materiale au mare succes. Vă las în final în compania unor imagini din Podișul Dobrogei și a muzicii. Multă sănătate și o zi cât mai frumoasă!